Am înțeles mult mai bine textul, poezia textului în română decât în engleză, în versiunea lui Sorin Gherguț. Și înainte de a încheia, permiteți-mi o simplă monstră. Nu știu dacă am ales-o pe cea mai bună, de fapt nu există cea mai bună, pentru că sunt fragmente pe care, așa cum a spus Mircea Cărtărescu, le citiți și le recitiți și numai atunci când le-ați recitit, puteți să ajungeți la o stare de bris, de ce nu, fericire, fără psihedelice. Salutând-o pe Maria Nepublicata. Ai gust de bomboană, tus huesos vibrant. Iuhu, sunt aici fiindcă-s lihnit. And băgând la mat schemele tale, eres como magia, ca hotelierul suros. Et nu de tai că tu mi-e foame, dar o să aduc o cutie să se joace cu ea. Nu sunt canibal, pricepete, nu-ți parașutist, nu umblu cu cartușe de dinamită. Zici, no se retunovia, and nici eu nu-s pelerin. Tu cam pe sina, and să nu mă vezi pe mine plângându-mă de una ca asta. Eu nu pot fi trist, and minunat, and iupii, tu forma extrana, cabalinitatea ta mă uimește. O să stau, onorabil, pe fereastra contesei tale, chiar dacă nu stor and bang, solo soy un guitarista. Tot ce fac e să beau și să mănânc, tot ce am e al tău. Pe cuvânt îți zic, data viitoare când ameninți că te sinuciți în fața mea, o să strosnesc una de zbor creierii, m-auzi? Înțelegi ce zic? Așa să tun când strigi ziua, când vine să te fac pachet and să te expediez în China comunistă. Încă ceva, vezi să ai grijă de maică ta. Dacă aud vreodată că-ți verși în capul ei amaro, o să vin să văd cum să rezolv problemele odată pentru totdeauna. De ce nu înveți să dansezi în loc să-ți cauți prieteni noi? Nu știi că nu mai sunt prieteni? S-au dat al tău Hector Schmector. Cam așa sună unul dintre textele lui Bob Dylan din Tarantula în transpunerea lui Sorin Gherguț. Le mulțumesc la amândoi, de fapt e o colaborare care se vede perfect în acest volum. Trebuie să citiți Take It or Leave It a lui Mircea Cărtărescu, trebuie să citiți cuvântul traducătorului, trebuie să citiți glosarul lui și mai ales să citiți Tarantula. Vă mulțumesc!